Că nu v-a dat în casă, vă uitați că aveați role de etichete în... Nu se potrivește materia primă și ce scrie acolo pe ea. V-am și spus odată. Că nu vindeți hârtie igienică din 80 cu hârtie igienică din 70. Dacă are cu etichete mai vechi din 1900 toamna cu, pe care scrie alcool sau alte tâmpenii pe ea. Că sunt 8000 și ceva de etichete. Da, sunt. Să o dau afară pe Mădălina. Mădălina mi-a dat mesaj că nu poate să vină. Cum să o eu aduc? Dacă aia îmi dă mesaje că e rău. Calmează-te. Păi mă ia pe mine, că am dat comandă de etichete ca să-i fac lui producție. Mâine trebuie să vin la muncă iar. Dar liniștit, tu conduci liniștit acolo. Deci, uite, și eu mi-am lăsat treaba și uite. Ce crezi că mie convine? Eu uite la toate etichetele alea care le am, ce conduream și gata. Acum, la ora asta, i s-a năzărit. La ora 12 să mă sune, eram pe drum, m-a sunat de 4 ori. Motostivuitorul a rămas fără motorină, secția e plină de paleți, nu e nimic acolo și tot el. Ce, Lucian calmează? Păi nu, ce să mă calmez, că e stilul lui, dar zice că e bun. Nu este. Așa e, lasă, că tu fă ca el, zi ca el și păcatul stai așa liniștit, stai. Vin și vă aduc pe dumneavoastră, o aduc și pe Mădălina? Păi nu pe bune, dacă aia l-a dus și pe Valentin că e mort.